aici în camera poliției din Haita de Acțiune. Suntem direct în birou, alături de polițista șefă, doamna Anca Dinicu, care are o freză fericită, din fericire. Da, pentru că mă înțepa puțin peruca și am zis, na, dacă suntem așa într-un cadru relaxat, să nu pun și peruca, dar da, asta sunt eu. M-ai recunoscut? Eu prima dată am crezut că e pulhac. Deci am uitat, am zis, bă, e pulhac. Sigur, n-are cum, și-au făcut freza la fel. Fii atent, Anca, pentru că ai avut un rol foarte simpatic de polițistă, pentru care te și felicităm, că am văzut filmul și chiar mi-a plăcut și chiar am râs, nu că erai tu acolo. Păi nu, că eu n-am avut mare haz, dar pentru că au fost alții ai râs. Asta am înțeles eu. Eu pentru tine am râs. Vreau să ne certăm. Ești, așa ești acasă, mă? Izbucnești din orice? Acasă nu sunt. Da, de ce? Căci am început treaba. Am avut așa o lungă perioadă de repaus. Dar nu neapărat de repaus, pentru că n-am stat. Practic am învățat din nou să merg și acum sunt mult mai bine. Ți-ai luat premergător? Ai premergător acasă? Am avut cârje, am renunțat pe rând la câte una. Bam, bam, bam. Acum mă mișc destul de bine. Am înțeles. Mulțumesc, bun. Dumnezeu. Bun, deci te-ai operat de Crăciun, ca asta știu. Păi a trecut, mă, ceva, era culmea să vii aici. N-a trecut atât de mult timp, totuși sunt 2 luni și puțin, dar am mers de cam 6 ore pe zi la recuperare și da, acum chiar mă mișc ok. Ok. Care este cea mai mare ilegalitate pe care a comis-o vreodată Anca Dinicu și s-a prescris sau nu s-a prescris? Dar vezi ce zici? Nu s-a prescris, o ilegalitate, dar se știe deja asta, adică nu-ți dau ceva wow! A fost în pandemie, când am băut și o bere în fața blocului cu băieții și n-aveam declarație, n-aveam nimic și am luat-o la fugă. Și m-au alergat, dar asta am mai spus, adică nu e o știre nouă. M-a certat mama deja pentru ea, gata, s-a dus. Aia a fost ilegalitatea, că n-aveam voie pe stradă fără declarație, știi? Ok, am înțeles. Dar nu te ceartă mama ta și pentru faptul că nu îi duci și ei un hândrălău acasă? Nu, mama chiar e fericită. Nu cred că își dorește neapărat, adică probabil că își dorește să fiu eu bine fericită și atâta tot. Nu, nu-și dorește nepoții, are deja, e ok, nu mă bate la cap cu treaba asta, nici mama, nici rudele, nu, n-au treaba asta. Nu okay. E chestia aia cu mătușile, mama, tu când te măriți, mama, nu, n-am, slavă Domnului, nu am, e perfect. Deci au dat seama că tu te-ai axat pe muncă, practic. Da. Eu sunt foarte curios, uite, eu n-am niciun talent, dar mi-aș fi dorit, bă, ori să fi fost cântăresc ca domnul Smiley, de unde vii la ora asta, pe unde ai umblat, vii cu haina și da, nu, taci, că nu e cazul, nu. Bun, dar aia nu ești cântăreț, așa? Așa? Sau aș fi vrut să fiu actor? Aici poate ca să mă îndrăgostești și eu pe platourile de filmare. E adevărat sau nu e adevărat că există posibilitatea să apară idile pe platourile de filmare? Ți s-a întâmplat, mă, să te uiți cu alți ochi decât profesional? Nu, din... Dar uite-te la mine cum te-ai uitat la un coleg de care îți place. Nu mi s-a întâmplat să mă îndrăgostesc de platou. Dar se poate, adică e o... Văzuși cazuri? Da, văzui. Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă te nășteai la Hollywood și cu asta te las? La? La Hollywood. Direct în LA, on the hills. Ba, acolo nu știu dacă mă observa neapărat cineva, că aici suntem mai puțin și poate că, da, am ieșit așa un pic în evidență, dar acolo sunt mulți talentați. Dar care a fost punctul de cotitură în cariera ta? Dacă îl știi. Nu știu. Punct de cotitură? Da. În care ai zis, ai ieșit, te-ai trezit prima dată dimineața sau ai ieșit pe stradă, te-a recunoscut cineva și ai zis, bă, poate că asta a fost. Poate că aici s-a făcut diferența. Jur că nu știu. Jur că n-am avut un moment ăsta în care să-mi dau și să zic. N-a fost băieți de oraș, deși oamenii cred că de acolo te ba știu. Da, de acolo mă știu, da. Mainstream-ul mă refer. Dar nu știu momentul exact. Adică, da, acolo a fost urcarea. Da. Dar de acolo... Nu îmi dau seama exact ziua, minutul, secunda în care mi s-a întâmplat și m-a uimit treaba asta, să zic, bă, în sfârșit, că nici nu mi-am dorit-o, adică, știi ce zic? Nu se poate, my God! Oh my God! Nu se poate, we've been photobombed! E Antonia? Gata, trebuie să zic ceva? Plec, atât. Nu, vin și la tine. Antonia, eu am un singur lucru de spus, după care o să discutăm în particular. Eu am crezut că am trecut peste crush-ul pe care l-am avut pentru tine în copilărie până te-am văzut în film. Jur, gata. E ok? Sunt drăguță? În film?
Nu că ești drăguț. Zi-mă tu. Ne face filmul despre asta, bă. Vine lumea să vadă pantonea. Pe 21 martie la cinematografe în haita de acțiune. Vedeți filmul. Gata, și dacă Oli a zis, Oli care e bătăușă, în film Oli e bătăușă. Anca e cea mai tare, vă pup, pa. Pa. Era, dar bună. Băi, eu mereu am emoții, mă, când o văd. Nu, mai zic. Da, nu? Te-a luat aspirațiile, băi, așa. Să vede, nu? Să vede. Ca o mamă fuzești pentru mine. Te-au încercat toate. Da. Gata, e ok. Respiră, adânc. E om ca noi. E și ea om. Da? Și ea dimineața înainte să iasă din casă. Da. Da. Te pupăm și te iubim, Anca. Pa. Și eu pe voi vă mulțumesc pentru acest interviu. Doamne ajută la toată lumea să veniți să vedeți haita de acțiune. Dacă vreți, dacă aveți timp și plăcere. Și atât, pa!